Sătui de reclamațiile care vin din ce în ce mai multe privind neregulile în administrarea asociațiilor de proprietari din municipiu, dar și de greutatea cu care își recuperează debitele la energia termică furnizată în sistem centralizat, Primăria Severin a decis să se înarmeze cu experți contabili și să contraatace dur. Consilierii locali au votat un proiect de hotărâre pentru aprobarea încheierii unui parteneriat cu Corpul Experților Contabili din Mehedinți, în așa fel încât să poată lua la purificat asociațiile cu expertize financiar-contabile ca la carte. Asta cu atât mai mult cu cât din dorința de a scăpa de consecințele fraudelor, administratorii asociațiilor de proprietari cer expertize contabile pe care le decontează apoi din banii oamenilor. Din păcate, biroul mic pe care îl avem în cadrul primăriei, 5 oameni, nu pot controla peste 200 de asociații de proprietari și am decis, pentru că au venit foarte multe sesizări de la cetățeni, să facem un acord cu CECAR-ul și să mărim numărul celor care controlează. O să avem foarte multe controle anul acesta, o să începem cu acele asociații unde avem multe reclamații și oamenii au dubii că lucrurile merg în regulă. În funcție de, avem contractul pe un an, în funcție de ce vom găsi la aceste asociații putem să-l mărim, iar în funcție de ce va ieși, le vom aduce la cunoștință proprietarilor problemele care sunt sau, dacă sunt lucruri mai grave, vom trimite și către organele competente. Aici vorbim de lapidări, bani lipsă, diferențe între activ și pasiv, lucruri pe care noi le-am găsit la unele asociații. Dotată cu această adevărată gardă pretoriană a unor experți contabili autorizați, municipalitatea va putea să rezolve mult mai rapid situațiile cu iz penal de la mai multe asociații de proprietari și să determine dimensiunea reală a fenomenului extrem de nociv proliferat în ultimii ani.